Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi sunteți alături de noi la Loving Podcast. Astăzi avem o temă foarte faină, zic eu, pe cât de faină, pe atât de controversată. Iar pentru asta am cerut un, am cerut un ajutor, cred eu, de nădejde în cazul acesta. L avem alături de noi pe Andrei Vulpescu, El. autor și blogger de relații. Așa este. Cu experiență do în domeniu cât pentru toată lumea. E hai să nu ne umflăm, că nu e caz. Am Ei. avut ceva așa. <laughs> hai să nu fim modești, că nu e cazul. Nu? Cred că cea mai mișto experiență de relație este anduranța și în momentul în care reușești să duci o relație pe termen lung, bine, lung ne însemnă neapărat pe viață, că o să poate o să vorbim noi la un moment dat și despre asta, uh, ideea e de a reuși să menții o relație. Uh -huh. Să ai multe relații nu e complicat. Da, pentru că oricâtă experiență ai avea teoretic, trebuie să aplici în practică, E ca și cum ai naști să noți. Nu, nu? Citești toate căr cărțile despre not și... Păi, nu îl dai tot în apă Exact mm. așa și în relații Bun, dar hai să începem Andrei, încep eu zic cu o întrebare pe care o are toată lumea în cap Știu că e pusă de o mie de ore, în o mie de, de ipostaze Cine-și mai des? Bărbații sau femeile? Și unii și alții uh, Istoria ne-a investit pe noi drept unic, unici purtători de rât uh, Dar nu e tocmai așa Adică, da, ok, în perioada în care bărbatul, să zicem că era însărcinat cu ale societății și femeia era mai prin bătătură, exceptând vizitele eventualilor vecini, nu prea avea variante de a înșela. Bărbatul având mai multă libertate din punctul său de vedere, însă trăim în secolul 21 și dăm voie să-ți spun că realitatea mea arată că nu mai există diferențe între femei și bărbați din punct de vedere al comportamentului sexual. Și unii și ceilalți sunt oameni și unii și ceilalți sar gard. Chiar dacă există crocodili, sârmă, ghimpată, gard, zi, șanțuri de apărare, câini, nu contează. Da, dar uite, dacă stăm să ne gândim, femeia a fost mai blamată pentru faptul că înșeală de-a lungul timpului decât bărbații, nu? Adică bărbații, dacă sar gardul, cum să zicem noi, între bărbați acolo e bravo mă, știi? Bravo, hai că ai făcut-o și pe asta, că ești bun. și între ele cu bravo, mă, stai liniștit Păi da, dar femeia mai mult caută să ascundă faptul că înșală, adică nu e ceva care să aducă pe masă, știi? Băi, acum știi cum e și cu înșelatul ăsta. Mie mi se pare că i s-a dat o conotație de asta foarte catastrofică, deși nu e cel mai catastrofal lucru care s-ar putea întâmpla între doi oameni într-o relație. Adică, eu în momentul în care am scris că cea mai urâtă formă de infidelitate este să-l faci pe celălalt să nu te mai dorească și să-i reproșezi asta, mi-a sărit toată lumea în cap. Deci este infidelitate în interiorul cuplului. Mm. Mai sunt niște variante de infidelitate în interiorul cuplului care, se, care înseamnă um, zi. Zi să zic. Impunere de celibat? Adică eu nu mai am chef să fac sex, drept urmare nici tu nu mai faci sex. Păi da, că nu da. mai vreau eu. Nu cred că există așa ceva că la urmă Nu știu, tu să-mi zici că ai mai multă experiență. Cred mult că există și de multe ori unul dintre cei doi se trezește pus în fa fața faptului împlinit și nu prea are încotro. Păi de, dar cum poți să impui ceva celuilalt? Pentru că la urma urmei cu toții suntem ființe vii, raționale, avem puterea de alegere, păi de, de ce deci să-l respingi. Păi ok, nu mai suntem împreună, ne, ne despărțim oraș la gare. De ce trebuie să rămânem într-o De ce o o relație? O relație numai pe asta se bazează? Nu, dar eu cred că sexul Unde e iubirea? foarte... Lasă iubirea, că până la iubire trebuie să treci prin altele. Păi, zile doamnelor, asta nu mie. Noi știm asta cum e. Slavă <laughs> Domnului, noi ne mai rezolvăm și singuri uneori, oh. dar când să te rezolvi singur? <laughs> dar nu cred că e... Nu, dar hai să recunoaștem asta, că suntem niște labagii notorii. Oh. N-ați auzit asta, băieți, în spate? Puteți să puneți un bib, nu e niciun fel de problemă. Nu, adevărul e că bărbații se masturbează, nu e nicio rușine. Păi asta da. și ar trebui, să, ar trebui să nu fie o rușine nici pentru femei. Dar nu cred că e o rușine. Ideea e de ce să ajunge să faci asta când ai o doamnă domnișoară lângă tine, nu? Adică nu Poate po e ocupată doamna cu probleme existențiale, nu știu. Dar ce probleme existențiale? <laughs> să ai să nu ai timp de sex, nu știu. Dezvoltare <laughs> personală și spirituală. Habar n păi, am, asta nu implică sexul. Ce... Păi Încum nu prea sex implică pentru sexul, pentru că sexul este ceva încă blamat în secolul XXI și pe mine asta mă revoltă, dacă mă întreb. Pentru că e ciudat. Nu știu dacă este neapărat blamat, poate de societatea mai. de oameni mai în vârstă, zic eu. Pentru că tinerii în ziua de astăzi sunt destul de libertini când vor, vine vorba de sex. Nu aș zice. Mm -mm. Mm -mm. Hai mm -mm. să dăm pe optimism. Eu sunt cât se poate de optimist, dar ne, ne îndreptăm spre o societate asexuată, din păcate. Cred că mă mut. Pe păi lună. De ce? În Japonia deja se întâmplă. Nemții înțeleg că au preluat și ei asta. De ce nu s-ar duce peste tot? Nu, știu, nu, cred to că... nu așa se întâmplă în societatea actuală? Toate cretinătățile se duc cu steaguri? Nu, dar cred că la urma urme ține și de tine ca persoană de ce îți dorești și de ce valori. Și de educația și de pe care exact. o ai. Dar gândește-te că educația se face într-un anumit fel în momentul de față. Da, dar educația este doar până la o vârstă. După nu mai poți să dai vina pe societate, pe familie și așa mai departe. pentru N-ai idee că îți cât... dau vina. Da, dar asta e din postura de victimă și nu are cazul să... Păi și noi suntem poporul perfect pentru asta. Noi suntem aia care ieșim în piață și așteptăm cu... să ni se dea. În <laughs> putem să luăm, nu? Păi ce să iei? Mai întâi trebuie să muncești ca să iei ceva. Păi da, da dacă nu stau voi așa, <laughs> mai intrăm în altele. Nu, no, nu prea ne place. Noi avem senzația că vin miracole din cer. Păi vin miracole momentul păi în momentul în care vin încep miracole. să faci vine ceva. vine asteroizi, eventual și furtune, altceva nu prea are ce să vină. Păi nu, vine momentul în care muncești pentru ca lucrurile să vină, nu? Da, dar nu ne place, nu să muncim. Nici mm. în relații, nici în afara lor, nicăieri nu ne place. Păi, dar nouă ne place să muncim în relații, motiv pentru care încercăm să învățăm și pe alții să facă așa, același lucru. Asta că, e nu? bine, asta e bine, așa este. Bun. Hai să vedem de ce se ajunge la, a fi, la infidelitate în relație de cuplu. Oh, păi motivele pot fi multe. Două ți le-am expus deja, și anume neglijarea și respingerea din interiorul cuplului care vine la pachet cu devalorizarea partenerului, lipsa de apreciere. Apropo de chestia asta, doamnele, încă n-au aflat că pe noi bărbații sunt două lucruri fundamentale care ne scot din sărite, cicăleala și lipsa de apreciere. Amin. Deci, dacă mizați pe cartea asta, să nu vă speriați că a plecat. Știe el de ce. Ar fi bine să știți și voi înainte. Nu, serios, astea sunt principalele două turn-off-uri să nu te aștepți ca el să te mai dorească dacă te porți cu el în halus Adică un bărbat chiar are nevoie de apreciere și dacă voi femeile îmi spuneți mie că nu funcționați tot pe apreciere, atunci nu știu pe ce funcționați. Păi hai să ne gândim. Că aprecierea asta vine, nu știu, trebuie să fie graduală, trebuie să vină necondiționată. Nu, pur și trebuie simplu să trebuie să... înveți să te uiți la omul ăla și să-ți dai seama și să răspunzi la, întrebarea aia întotdeauna. Băi, de ce l-am ales mă pe Ce-mi place care la e? scopul pentru care l-am adus la mine în viață și nu numai? Păi adică, da. Că dacă Asta... era unul care nu-mi plăcea, nu-l aduceam, nu? Corect. Da, dar mai e și din disperare că ajungi la o vârstă de, nu știu, 30-40 de ani și îți dai seama că ai avut atâtea relații care s-au dat cu virgulă și ele. se rezolvă singur. cu un prosop cu apă și două palme în oglindă. Da, dar dacă îți dai seama că ai 40 de ani și încă ești singură sau singur și din disperare alegi un partener la întâmplare. Da, apoi e tragedie să ajungi singur la 40 de ani. Păi nu, e, dar nu pentru noi. Dar sunt atâtea cazuri în care. Repet, prosop, cu apareți jab-jab. Ce facem? S-a terminat viața sau cum? Trebuie să te gândești și ce ai făcut greșit în toți anii ăștia Nu, de trebuie nu. să te gândești și ce ai de făcut de acum încolo. Că dacă vânezi greșelile, o să stai numai în ele. Păi. Mm -hmm, și ce am făcut? Păi n-ai zis tu că ești optimistă? Păi eu sunt, dar Vorbim cu tine în piere. Toată lumea vânează greșeli și de aia sunt nefericiți oamenii. Păi nu, asta dacă ne plângem, dar dacă luăm viața în propriile mâini și ne dăm seama că tot ce facem ține de noi și că viața este, la urma urmei, fructul mai nostru. Mai ține și de celălalt, uneori. Păi mai ține și de celălalt, dar noi l-am ales pe celălalt, cum ziceai, Da, nu? da, uite, știi cum e, inima nu are, nu gândește. Oh. Da e plin de bipolari care spun că sufletul, inima le zice una și mintea altceva. Bipolaritate totală. Bipolaritate sau nu ți asumi ceea ce gândești mm. sau ceea ce îți dorești sau dai vina pe altele. Deci, da, revenind la infidelitate, motivele pot fi multiple. Pe de o parte, un model văzut în casă, în copilărie, da. de triangulație, pătrate și așa mai departe, toate figurile astea geometrice. Să zicem un tată care era gigolo suprem și umbla cu tot felul de gagici. Da, poate fi un model de educație. Okay, Poate fi un model de raportare la relații tot așa, să-i zicem, oarecum uh, patriarhal și anume care bate și la porțile misoginismului, dacă vrei, adică femeia nu e om. Încă mai sunt bărbați care cred asta, din păcate. Uh, și atunci, dacă femeia nu e om, nici nu merită să o respect. Așa că ce mai contează că mă duc la altele? Da, dar și femeile înșală, adică... Absolut, asta e că ajungem și acolo. Mai e și mitul acum cu și Curva. Asta adică nu știu. bărbați care își aleg femei pentru a întemeia familii cu ele și toate celelalte fanteziile rezolvă prin târg. Sunt multe motive. Plictisul, trecerea anilor și rutinarea relației, durerea în bască. Da? Pentru că pe foarte mulți oameni, mai ales pe care îmi spun... Ne-am dezvoltat separat. Ok. Și când a început să te doar în cur de relația ta, știi? Adică, când n-ai mai fost acolo? Când ai plecat din ea? A, ah, păi, de ce spui așa că ești prea dur? Nu, frate, nu sunt prea dur. La un moment dat, tu ai luat o decizie că nu mai vrei să stai în relația aia. Gândește de când s-a produs chestia asta. Și ce ai făcut concret? Nu? Adică, dacă stai, să te gândești okay. cândva s-a luat această decizie. Pe de altă parte. La Doamne. La Doamne. Apare ideea de validare, mai ales după ce apare primul copil. Ele au nevoie să fie validate că încă mai sunt în joc. Mm -hmm. Pentru unele este pur și simplu fan, plictis, iau-o cum vrei. Poate că bărbaților sunt prea puțin prezenți pe acasă pentru că ei consideră că dacă fac bani va exista iubire și asta e o prostie. Uh, și atunci, bineînțeles că și Doamna are nevoile ei fizice să fim serioși. Că suntem oameni și unii și ceilalți. Uh, e un adevărat sacrilegiu să vorbești în România despre ovulație. Adică e nasol. Se strică feng shui-ul De ce? Că e greu să le spui femeilor că în fiecare lună corpul lor este o pregătit arăz, să, să le facă să se îndrăgostească de cineva. Oricine. Uh, e nasol. Nu, nu e bine cu asta să-ți sară în cap și o să spună că ele nu sunt animale. Mm. Suntem toți animale. Dar cred că asta ți-am zis și la început ține de cât de mult îți asumi tu ceea ce ești, ceea ce faci, ceea ce alegi. Băi da, da, te vezi cum cu care e treaba, că asta cu ceea ce ești se descoperă și trebuie să te uiți la tine. Și noi nu ne place să ne uităm la noi, știi? Mai bine aruncăm pe ceilalți și... Mai bine aruncăm pe 12 din cărți, pisica neagră. <laughs> pe 12 din cărți. La noi e cu d-astea, ocultă. Deci, în concluzie, tu îmi zici că bărbații și femeile înșală din, înșală din motive diferite, nu? Nu neapărat. Dar... Motivele pot să fie aceleași. Validare vrem și unii și alții. Da, dar... Plăcere la fel. Spre Atenție. deosebire de animale, noi avem chestia asta. Cineva s-a jucat și a zis, ia să le dau eu la ăștia, o plăcere. Să facă sex din plăcere. Să le dau varianta asta, zis, ce o să facă cu ea? Dar e bună varianta. Se pare că adică... nu prea ne place foarte tare și nu prea știm ce să facem cu ea. Păi gândește-te cum ar fi să faci sex doar pentru a face copii. Ar fi lumea, nu știu, plină de copii. Eu zic să ai grijă cui te adresezi cu ideea asta, că s-ar putea să te fugrească anumite persoane. Anumite grupuri <laughs> religioase în caz de față. Da, avem dreptul să, 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 avem dreptul la plăcere și nu este, niciun, nu este nicio rușine în asta. Dar, apropo, după ce că veni vorba de după ce naște femeia, se întâmplă foarte des ca bărbații să înșele momentul în care partenera aduce pe lume copilul. Da, se întâmplă asta pentru... și dăm voie să spun că din punctul meu de vedere sunt foarte proști. Păi sunt foarte proști, dar gândește-te că ce se întâmplă în momentul la Mama acordă foarte multă atenție copilului, e cu totul captivat acolo și uită complet de partenerul de cuplu care are și el nevoie la se rândul Se întâmplă lui. și asta, este adevărat și femeia când se trezește că e din nou femeie, deja mm -hmm. cuplul lor nu mai există de niște ani de zile. Asta nu e ok. De asta eu tot spun și o să mă înjure multă lume. Nu vă mai băgați copiii între voi în pat? Corect. Pentru că dispare cuplul, dispare sexualitatea Pentru că și că mai de, Dispare spațiul intim care înseamnă mai mult decât cuplu sexualitate. Înseamnă spațiul ăla în care cei doi stau și sunt ei. Mhm. Până să se formeze o familie despre care greșit se spune că este celula de bază a societății, păi, există nu. un cuplu. Există doi. Eu zic că acolo e celula de bază a societății. Dacă aia scârție, o să scârție toată celula mai mare de deasupra. Păi asta ar însemna să punem copiii pe locul 2 și cuplul să vină pe locul 1? Nu. Asta ar însemna să separăm corect palierele de funcționare. Și cum Pentru că asta? noi doi, dacă ne stabilim acum să facem un copil... Nu-mi plac copiii, nu-mi copii. Nu copiii. Okay. Nu zic ca idee, că n -aveam <laughs> alta nu aveam altă doamnă nu okay, pe aici, okay, prin okay. jur. Uh, noi trebuie să înțelegem faptul că noi cuplu, noi uh -huh. oameni care și-o trag și le place, okay. suntem una și copilul iar este. noi părinți care avem grijă de copii, suntem altceva. Păi și în momentul ăla sunt la două când planuri uh... diferite, nu trebuie să le amestecăm pe astea. Sunt da. două abilități diferite, nu trebuie să le amestecăm pe astea. Asta e așa să vedem altceva. Cât timp e dispus un bărbat să aștepte după nevastă-sa, în momentul în care ea a dus pe lume un copil? Adică cât durează, cât poate să rabde un bărbat până să facă din nou sex? Ea cu... schimbă întrebarea și pune o pune eu către ea? Păi nu știu că... Cât timp poate ea să creadă că bărbatul poate să aștepte? Păi eu cred că nici o săptămână de asta nu vreau copii. Nu știu, dar ideea e că viața sexuală poate să meargă înainte. Păi poate să meargă înainte, dar nu dar cred că imediat... Dar cu o negociere temeinică. Da. și cu înțelegere și Ia cu atent. compasiune și cu susținere reciprocă. Eu știu, dar eu din câte știu eu, femeia în momentul în care e însărcinată, durează o perioadă, nu, adică nu poți să faci sex și în ultimul trimestru și imediat după ce ai născut și, nu, really? nu știu, de asta te întreb că <laughs> Ai mai multă Bine, experiență și ne lămurești. Inter, acum intervine problema bărbatului care când vede burta aia mare care se face o vală mm -hmm. uneori, nu prea mm -hmm. mai vine. Mm -hmm. Unora le vine. Nu știu, vezi, aici e o chestie ciudată și se raportează diferit. Dar nu știu cum se face că toți to bărbații au senzația că au penisul mai mare când se întâmplă asta. Decât în realitate, știi? Adică au senzația că, bă, nu știam până acum, dar îi dau în cap luna oh. Sunt foarte mulți care au frică asta și eu am avut o recunosc. Okay. Uh, da, nu se poate să nu o ai, dar îți dai seama cât de cretiniești, că nu are cum să se întâmple asta. Uh, și, uh, da, e un pic ciudat, știi? Da, Iar mai... după ce apare copilul, evident că o perioadă mama este mamă, trebuie să stea, să alăpteze, nu doarme noaptea, doarme, ajunge să doarmă când doarme și el la micul. Adică se schimbă puțin dinamica în casă. Și de asta spun că, se tre că trebuie să se negocieze niște lucruri. Păi și cum ar veni înainte de a face un copil, negociem în momentul în care o să apară copilul pe lume, trebuie să aștepți o săptămână, două săptămâni, în timp în care... Mai nu, nu, dar înainte să faci pasul ăsta, să te gândești, bă, ce facem noi cu viața noastră sexuală? În momentul în care apare ăsta mic. Da, asta să te întrebe înainte să dai drumul la robinet. Păi atunci nu mai vrea nimeni să facă copii, pentru că știm cu toții nu, ce nu, sunt. Nu, 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 poți să te duci la un consilier care să, sau la un psiholog, care să-ți explice rolurile și planurile din casă. Să spună, uite-vă ce se poate întâmpla. Uite ce se poate face ca să nu ajungeți în situațiile astea. Pentru că și femeia intră în depresie postnatală și în depresia aia postnatală poate să-și ia și ea dreptul de a se duce din nou la muncă și și-o trage cu primul ieșit în cale, să vadă dacă mai e, mai dacă e, mai e validă. Se poate întâmpla și asta. Și nu știu dacă e de condamnat. Adică trebuie să ne dăm voie să fim un pic mai flexibili, să nu aruncăm stigmat asta cu infidelitate așa, imediat, bam, bam, știi? Avea Cum îl cheamă? Mă? Savage parcă îl cheamă uh, Zicea o chestie foarte mișto Și spunea, bă, imaginează-ți Viața ta care înseamnă Care se pune pe un taler cu ani de zile de conviețuire, cu vacanțe, cu proiecte, cu credite, cu case, cu mașini, cu amintiri, cu prieteni, cu toate alea, într-un taler și în partea cealaltă imaginează-ți un blowjob în balanță. Uh -huh. Cum poate un job să spargă toată asta? Depinde de la cine e. <laughs> <laughs> Good point. Uh, da, nu, dar chiar ori, de la oricine ar fi. Nu știu știu ce zici. Bine, dacă vreau. e de la cea mai bună prietenă, cred că nu e de acceptat, dar uh, uh, ca idee, știi? Adică cum poate să dărâme o astfel de, de structură? Pentru că viața ta e structurată pe mai multe paliere. Zona sexuală e doar una dintre ele. Dar în rest, ai zona de prietenie, zona de socializare, zona de conviețuire în casă. Sunt multe, multe chestii acolo care țin o relație. Nu e doar sex. Păi asta ar însemna că până să se ajungă la ruptură, la trădare sau cum vrem să o numim, infidelitate, trebuie să ne întrebăm de fapt ce s-a întâmplat până ajunge unul dintre ei acolo, nu? Adică ce s-a întâmplat între noi să ajungem în punctul ăsta și când gândești așa, nu mai poți să dai vina pe mine sau pe tine, că doar unul, vina e doar și la unul. Ce chestie interesantă pe care am observat-o? Nu știu, dar mi-o zici. <laughs> am observat că foarte multe persoane nu au nicio problemă cu ideea de înșelat câtă vreme nu se află, ah, Am să ajung și indi apurele. indiferent de sex. Mhm. Însă dacă se pune problema să o facă împreună, este dezastru total. Păi, cumva Asta nu se acceptă sub nicio formă. Să o facă împreună în păi același timp? cât egoism. Swing sau ce? La Eu, ce te referi? Poți să ai cum vrei tu. Swing. De ce nu? Ce e chestia așa oh. de rea? Păi nici nu pot să-mi imaginez. Păi Crem, dacă, păi dacă tot te scarpină, de ce să nu fiți împreună? Adică nu știu. Păi nu o faci, nu știu. Ajungi la... A, dar e mai bine să o faci separat? Păi nu faci deloc, din punctul meu de vedere, ci te despaci okay. și îți vezi păi de nu, altele. Zic ca idee, bă, da, dacă tot există această tentație, pentru că, vezi, vezi cum e chestia asta? E ca și cum ai spune, dacă mergem la furat împreună, în nașpa, dar dacă fur doar eu, e bine. Uh -huh. Păi cum vine asta? E complicitate, că, nu? Știi? Așa și cu asta. N-ar avea nicio problemă să apară cineva... Păi, dar vezi că, E posibil ca doar unul să simtă să facă asta, adică doar unul vrea să înșele sau simte tu crezi că să... într-o relație în care nu mai merg lucrurile doar unul simte? Dar asta e ideea, că se întâmplă de... O... Uite, să luăm altfel lucrurile. Trebuie să-ți alegi și partenerul și trebuie să-l cunoști cât de cât sau să încerci să-l cunoști. Da, da, asta e an de zile. Știu. Dar fii atent că sunt persoane care pur și simplu așa sunt, așa s-au născut. Nu pot să aibă o singură parteneră și totuși intră în relații... Mm -hmm. Și ea poate că știe, poate că își dă seama pe parcurs, dar se gândește că, bă, e așa, dar lasă că se schimbă, știi? Adică poate că dacă vede că sunt o fată. Pe ce bună, te bazezi tu că se schimbă? Păi nu, nu zic. Că persoana se... aia. Pe ce se bazează? Că păi se se sunt se destul de multe situații, nu știu că nu se gândește sunt. că face o familie, că o să aibă un nu. copil. E clar că omul nu, nu asta se schimbă. Nu asta-s iluzii, nu se întâmple nicio schimbare cu asta. De asta. <laughs> Și am o grămadă de femei nefericite care au crezut în iluziile astea. Mm -hmm. Am crezut că dacă o să avem un copil o să se schimbe. Really? Păi nu se ce legătură schimbă? are una cu alta? Nu vorbim de planuri diferite? <râng> Pe ce faptul că el, el cunoaște toate așternutorile din oraș și are vreo legătură cu faptul că la, la el acasă e unul care urlă dimineață până seara un copil și cere papa, caca și somn? Dar veni... Ce treabă are una cu alta? Una e una. Alta, alta El poate să fie chiar un tată extraordinar, un tată senzațional, să, aibă, să iubească copilul ăla de până se picură pe el. El nu copilul. Mm -hmm. Da? Ce legătură are? Păi... El poate liniștit să se ducă să-și o tragă cu 20 pe zi. Ce asta îl ține? Sau îl face se schimbe? Nu se schimbă de niciun fel. De ce s-ar schimba? Nu, dar cum îți dai tu seama că el sau ea, ca să nu generalizăm, să zicem că doar bărbații sunt așa. Sau... Și la voi ce mișto da? e să meneggerieze trei. Exact. Păi nu, nu, nu. Zic cum îți dai tu seama că partenerul ăsta din fața ta pe care îl vezi și pe care îl vrei, ca și posibil partener zic eu, e fidel, că e genul ăla de material pe care vrei să-l ai alături într-o relație. De principiu se face o mică analiză. Așa. Știi cum e când te duci la doctor? Uh -huh. Când te duci la doctorul, la te întreabă. Bă, dar la tine, pe în familie, cam ce s-a întâmplat așa? ca să-și dai seama cam pe unde te caute, știi? Păi! avut antecedente cu boli de inimă, cancere, doamne ferește, chestii astea, știi? Să știu, omul ce să, la ce să se uite, da? Să face o anamneză. Așa. Așa e și cu relațiile astea. Păi da, dar nu poți să generalizezi Și cât de mișto în ar nou? începe... Ba da. Știi cum cât de mișto ar, ar începe relațiile dacă s-ar da niște formulare de completat înainte? <laughs> Serios. Păi da, dar atunci nu ne-am mai îndrăgostit, am luat relația ca fiind ceva foarte rațional, nu? De și nu ne-am mai știi? dat voie. Păi tu te mai îndrăgostești. Dar poate te îndrăgostești când... de răspunsurile date pe foaie. Așa poți, poate fi poți să minți asta. și minți în răspuns. Nu e de, nu pot să minți, că sunt niște teste pe acolo, dar nu Dar poți e atent, în orice. Că e posibil ca o persoană care a avut o familie de genul ăsta în care părinții, unul dintre ei să înșele sau știu eu tot felul de ei postați de genul ăsta, să plece, să habar n să vadă asta în familie și să meargă pe principiu, eu nu o să fac asta în veci și în pururi, nu-mi doresc așa ceva pentru mine, am văzut, Ai am una văzut. în față și a făcut-o. Am una ce? Ai o persoană de asta în față și a făcut-o cu și în Adică ai avut exemplu în față și... Da, și l-am repetat. Da, dar asta zic că e posibil și să-l repeți, pentru că suntem oameni și eu, când e vorba de oameni, există în posibilități. E posibil și să repete tiparul la nesfârșit sau până își dă seama să-l rupă și e posibil să vadă, să zică, bă, asta nu-i de mine, nu-mi place, am văzut ce o a avut. De... Tu știi de ce eu sunt uh, un bărbat care își permite să fie fidel? Nu. Ca ai înșelat și ți-ai dat seama că nu mai dorești am fost evident în ambele părți ale baricadei, ca să zic așa. Am și înșelat și am și fost înșelat. Dacă ajungem și acolo că vreau deci să și ceva. cum e și în partea alta. Și nu e deloc plăcut. Sau nu era, acum nu. Stai, nu dar nu-mi da răspunsul neapărat. înainte că ajungem acolo. Uh... Pentru că am cunoscut viața așa. Am, am, bifat ce vroiam să bifez. Dar ce vrea un bărbat să bifeze? De la viața asta. Băi, hai să să nu mai fim... Toată lumea are niște fantezii, toată lumea are niște curiozități, toată lumea vrea să trăiască niște da, lucruri. Dar nu toată lumea ajunge să le pună în practică. Ok, și unii ajung. Păi ce determinați determină Și să atunci ajungă? ajungem la o concluzie interesantă care spune că infidelitatea este o chestiune de conjunctură. E o alegere? Și, nu, este o chestie de conjunctură. Și o să de zic de, de ce. Dar nu ești imaginează că avem așa. Imaginează-ți că avem un bărbat ca mine care prin prisma vieții lui Abar n-am, noroc. Okay. 12 din cărți, pisica neagră, spune cum vrei tu. Așa. A avut ocazia să-și bifeze 95% din fantezii. Da, dar nu din poți alea să le... pe care le avea el. Știu, dar nu poți să le faci cu aceeași persoană? Mm. Ce? Nu recomand sex, sex în trei cu partenera de acasă. Păi nu sex în trei. Păi A, de ce? Aia poate era fi. Dar poate fi și la doamne cu doi bărbați, de ce nu? Ok, bun. Păi de ce n-ar fi? Dacă un bărbat are Dar fantezii cu două femei, de ce n ar vrea cu doi bărbați? Ok, am înțeles asta. Nu poți să-ți bifezi fanteziile înainte de a intra într-o relație? Adică, de ce să intri într-o relație și să-ți dai seama că tu ai atâtea lucruri pe care nu le-ai experimentat? Bă, eu am avut bunul simț să le bifez în perioada de, bă, asta de zic, burlăcie. adică... Nu trebuie să le bifezi într-o relație, ci pur și simplu poți să le faci când ești singur. Bă, asta bă, îmi mișto îmi doresc, ar fi să, să poți trăiesc. să ai un partener alături de care să poți să explorezi în liniște și în libertate, fără să te simți deloc uh, devalorizat sau judecat sau. Asta ar fi ideal. Da, dar Ajungem unde, noi și la asta. Unde găsești partenerul ăla să vrea să dar facă ideea sex? ideea de conjunctură este așa, un om care a avut o experiență de viață bogată <coughs> și a cunoscut, a văzut ce înseamnă chestia asta, mai ușor poate să spună nu. Pentru în momentul în care știe. apare o oportunitate, da? Așa. Decât unul care toată viața lui a trăit cu aceeași persoană nu a fost apreciat și nu a fost validat, văzut și ce vrei tu, a, nu știu, complimentat, flirtat de nimeni. Și brusc, apare... de undeva, se despart mările și îi apare o, îi apare o oportunitate. Și el stă și se gândește și zice: Bă, Ce șanse am, frate, să o mai întâlnesc cu asta? Dar fii atent! Zero! Gata, frate, am făcut-o. întrebarea deci Este e alta. o chestie de oportunitate în mare. Dar fii atent, fii atent! De ce stai într-o relație în care nu ești apreciat, complimentat, validat și așa mai departe? De ce să aștepți să vină cineva din afară să-ți dea asta? De ce stai în relația aia când poți pur și simplu să cauți partenerul cu care să fii împlinit, nu? Adică să-ți dea toate astea. Păi pentru că asta ai cunoscut tu. Păi ai Ție cum? ți s-a zis de mic, you're not good enough. Bun, până și marea că problema eu vreau să a infidelității bun. de aici pleacă. Pentru că în momentul în care apare această infidelitate, eu îi spun pur și simplu sex. Sex o altă persoană decât cea de acasă, se activează trei frici. Așa. Frica de singurătate, frica de abandon și frica de că nu ești suficient de bun. Toate trei sunt moștenite din copilărie. Absolut toate trei. Da. Pentru că un om care a trecut prin viață și care a văzut ce înseamnă lucruri este un pic mai relaxat cu chestiile astea. El știe că se poate întâmpla ca persoana de lângă el da? Să se aprindă la un moment dat după cineva. Se poate. Chiar dacă iubești, chiar dacă relația merge bine acasă, chiar dacă voi comunicați ok, se poate întâmpla ca cealaltă persoană, da? Să se aprindă după cineva. Bun. Să zicem că au trecut 10 ani peste relația voastră, da? dar se poate pentru că suntem oameni. Păi da, dar când ți se aprinde beculețul după altcineva, nu te pune nimeni să te duci să îi dai foc, nu știu. Nu știu, Ce, poate unele simplu... persoane chiar vor să se simtă din nou vii. Deci, practic, înșelatul ar fi despre tine, nu despre celălalt. Nu nu neapărat despre ce nu ai în relație, ci despre ce vrei să experimentezi tu cu tine, să trăiești. Poate fi și asta. Poate fi și asta. Vezi, nu este o chestiune. este, E ca și cum ai pune telefonul ăsta așa și tu îl vezi doar din partea asta. Uh -huh. Nu. Mișto este să poți să-l vezi de deasupra pe toate părțile, da? Pentru că noi, dacă investim în fidelitatea automat cu chestie negativă, nu vom putea să găsim nici soluțiile să ieșim din ea sau să trecem prin ea. Da? Că n-ai cum să găsești în momentul în care tu îi dai minus. N-ai ce plus să scoți de acolo. Da? Însă infidelitatea poate fi o cale prin care relația se renegociază. Ajungem pentru că acolo, se poate renegocia da tot. Spre exemplu, dacă este o relație în care sexul nu contează atât de mult. Pentru că sunt persoane pentru care sexul nu contează atât de bărbați mult. Bărbați sau femei. <laughs> și și. Adică există bărbați pentru care sexul nu contează? Absolut. Cu nu partenera aia? sau cu În, în general? general. Nu e prioritar, nu e nu am o problemă cu asta. Aici mi-ai dat cu virgulă chiar. Am -a... un libidou scăzut. Se poate întâmpla, de ce nu? N-ai întâlnit cazuri în care femeia vrea mai, oh. mai mult și el, nu? Sau no. femeia zice, m a săturat să stau goală în, în fața ah, lui da, și da, să da, nu se întâmple nimic? Să știi că am auzit asta, dar e la bărbați mai... N -n, nu neapărat. Nu neapărat. Nu? Nu am, am auzit cazuri și chiar era un bărbat care zicea asta, că el pur și simplu nu se mai activa momentul în care fata, gagică să-a soția, era, oricum era și mult mai tânără ca el cu 16 ani, cred, și e super bună și și chestie nu... de setup mental, crede Nu trebuie să arate ca în reviste. Uh -huh. Nu trebuie să aibă fesa rondă perfect și să nu existe nicio plică nicăieri. Okay. Asta este o vrăjeală. Asta este motiv de depresie pentru doamne. Adică nu. De ce să le punem presiunea asta pe ele? Ideea este în momentul în care tu, bărbat, te uiți prin casă și o vezi pe doamna că trece goală pe fața ta, și mai degrabă vrei să te uiți la televizor, trebuie să spui o întrebare. Bă, ce cauți eu aici? Ce asta? Păi da, dar... de ce nu o mai văd pe aia? Ce mă determină să nu mai văd cum o vedeam cândva? Păi nu o mai vede doar pe ea sau nu mai vede femeile în general? așa? Păi nu, aici nu vorbeam de ăla care are mm -hmm. scăzut, eu vorbeam în general. Ok. Da? Uh, vorbeam despre băsta care o are pe doamna păi în casă. De... Poate nu mi place cum arată, poate să a obișnuit cu ea, poate... Băi, și dacă te obișnuiești cu ideea că ți place cum arată? Pe ține de tine, cu ce vrei să te păi obișnuiești. Păi despre asta vorbim noi aici de vreo jumate de oră, da? Este Băi. un setup mental și iubirea asta tot setup mental este. Dincolo de floricele purci roz și alte vrăjeli de-astea romantice, Romantici erau niște puturoși, nu munceau. De-aia își permitau să facă și să scrie vrăjeli de-astea, care nu au nicio legătură cu viața Băi, reală, zici. fie vorba între noi. Nu au nicio legătură cu viața reală. Nu stă nimeni pe petale de flori nicăieri. Păi, poate are cineva fantezie cu petale de, de să flori. Fie nu știu. Tot, dar nu poți să le așterni în casă și până, în fiecare zi. Da, le pui tu odată în cadă și faci îți Dai foc la casă, că îi pui lumânări prea multe și ți-a făcut perdeaua, nu știu. Dar păi. hai să fim serioși, nu la asta se rezumă iubirea. Dar la ce se rezumă iubirea dacă tot am ajuns aici? <găt> eu am spus acum recent și eu sunt ferm convins că așa este, că este un exercițiu de toleranță, în primul rând, mm -hmm. ceea ce implică acceptare, evident, Corect. și de angajament. Toleranță însemnând să accepti faptul că nu ești persoana lângă care se poate trăi ușor. Asta înseamnă să-ți a... să accepti defectele piticii, tabieturile idiote pentru celălalt, evident. Mm -hmm. Așa. Și asta te face să te relaxezi un pic. Da, și să nu pui presiune pe partener și uh, angajament înseamnă că în fiecare zi, săptămână, lună, an cum vrei tu îți faci reality check și zici da, eu am ales în relația asta și continui să aleg să fiu în relația asta, da, pentru asta ceea ce înseamnă să... că te centrezi prea bine da, pentru asta trebuie să ai o inteligență emoțională destul de... Uh, pentru asta mai întâi trebuie să ai tu creierul întreg da, în da, cap. Da, da, dar majoritatea nu-l nu Trebuie să ai un setup mental, mă. Da, dar fii atent. Tu asta, simpli... asta cu inteligența emoțională știu... nu sunt tocmai de acord. Dar fii atent. Cum îi explici tu unui adolescent că trebuie să-i accepte toate defectele partenerului? Dar n-am zis că toate. <laughs> nu, o parte din ele sau că trebuie să -i... Adică depinde și cui te adresezi. Pentru că dacă te adresezi unor puști care abia învați ce e relație... Le face educația. Le face. Prin psihoeducație, timpurie. Mm -hmm. să, le in, să investi ce înseamnă o relație, ce înseamnă o relație funcțională și optimală, ce înseamnă stare de bine în doi, ce înseamnă plăcere, ce înseamnă sexualitate, ce înseamnă nevoi, ce mm -hmm. înseamnă negociere. Dar fii atent, că sunt atât de multe persoane care sunt adulte, zic eu, din punct de vedere anatomic măcar, și când se îndrăgostesc, gata, li s-a dus tot casă, familie, prieteni, anturaj, nu, nu contează, Și Adică m-am îndrăgostit, am văzut-o sau l-am văzut și, bă, gata, mi s-a rupt filmul, nu mai pot... Să fie sănătoși. Trebuie să se uite în buletin și să vadă dacă, într-adevăr, vârsta lor psihică cadrează cu ce scrie acolo în buletin. Mă îndoiesc. Bun. Există și iubire matură, fără niciun fel de problemă și nu trebuie să fie neapărat acel sparkle. Păi nu, Bine, dar... e ok să fie și sparkle-ul ăla, dar pe ăla îl mai faci și tu dacă vrei. Trebuie să fii destul de, des, destul, destul, destul de inteligent, destul, să te cunoști destul de bine, mă să trebuie știi să fii hotărât e. întâi, mă. Da, dar noi nu suntem. Păi nu există despre iubire la fără frecvență. Păi despre ce vorbim? Că majoritatea populației abar n-are pe ce planetă trăiește, adică... Eu fi... sunt de acord, dar cum vrei să fii fericit sau să ai o viață bună dacă tu nu ești hotărât să ai? Păi ești fericit când te îndrăgostești din două în două luni. Nu te mai îndrăgostești? Cine te pune? Bun, da, fii atent. Să zicem că e un cuplu, au înșelat ce s-a fi întâmplat acolo, în fine, și cine suferă mai mult, cine și-a vină mai amândoi. multe? Amândoi. Adică și cel că tu mi-ai zis că ai fost în ambele variante, da? Care se simte mai vinovat? ăla de a înșela sau ăla? Sau... Nici nu știu dacă ar fi de vină aici. Nu există vină. Nu știu dacă ar fi de analizat vină. Ok, atunci. În, în, moment, în momentul în care deja există lovitură, dacă mai analizezi și vina, mai vine încă una. Sau două, sau mm. trei, sau cinci, sau nouă. Nu, ideea este OK. Ce facem cu asta? Și ce facem cu asta? Rămânem împreună? Ce sau facem ne... cu asta înseamnă soluție. Ce înseamnă asta pentru noi? Ce înseamnă asta pentru persoana care a fost la primire? Mm -hmm. Ce a însemnat pentru ea ce a simțit, ce vrea să-i adreseze celuilalt? Ce înseamnă pentru ăla care a fost de partea cealaltă baricade și a ieșit afară din cuplu? Ce l-a determinat să facă asta? El ce ar spune partenerului sau partenerei? Măi, dar de, de, obicei când cineva înșală în relație de cuplu nu prea mai uh, ce nevoie, este timp Ce să... nevoie a avut și nu era împlinite? Da, dar de nu ce nu le-a comunicat? Nimeni la asta, pentru că el Eu este sunt de acord, că cu ei se măcelăresc. Exact, da. Păi să fie sănătoși dacă sau vreau cel să cel puțin îl pune pe el la zid și, sau pe ea care a înșelat și îi taie capul, că tu ești e mai, și mai că ai greu să ne uităm și la noi înșine în momentul în care celălalt decide să Ia să puțin în decor. În momentul în care unul dintre ei a înșelat, da? El, chiar dacă vrea, să, să zicem că el a înșelat, dacă vrea totuși să se întoarcă în relație, e posibil să nu mai poată face pentru că se simte, nu știu, simte că a trădat, simte că a rănit profund și, nu știu, rușine și așa mai departe? Nu no au loc astea, dacă e vor, vrea să rămână acolo, nu no loc chestiile astea. Da, dar când... Dacă e cu, cu rușinea, nu rămâi în relație. Uh -huh. Dar cum te mai uiți la celălalt când știi că Așa că l-ai rănit atât de profund. Așa cum te-ai uitat și înainte și cât îl prețuiești și înainte. Păi, înainte nu știa <laughs> și ți era ok să te uiți. Nu știu ce să zic. Cred că nici înainte nu se uita prea bine. Bun, ce facem în momentul în care apare trădarea în relație de cuplu? Rămânem sau plecăm? Interesant ar fi să vedem ce înseamnă trădare întâi. Pentru că mie mi se pare că noi investim trădarea asta doar cu fizic. Mm -hmm. Și eu nu sunt de acord cu asta. Ok. Trădare poate să însemne și persoana care te devalorizează constant și îți spune că nu ești bun de nimic, că fără ea nu poți să trăiești, că nu o să te mai ia nimeni și așa mai departe. Am întâlnesc și am întâlnit sute de cazuri de, de genul ăsta ai... pentru că așa se întâmplă. Nu, de ce ai cu cineva există care te tratează? Există o relație așa? foarte adică... frumoasă, victima-abuzator și există foarte multe victime și la fel de mulți abuzatori. Uh, deci asta este o, un uh -huh. tip de trădare. Un alt tip de trădare ar fi... Uh, am zis, impunerea celibatului. Un alt tip de, de trădare ar fi cicăleala, controlul, posesivitatea. Astea nu au treabă cu iubirea sub nicio formă. Gelozia nu are legătură cu iubirea sub nicio formă. Astea da. toate sunt forme de minus uh -huh. în relații. Așa că până la trădarea fizică sau faptul că îți spune, mă, lasă că vă știu eu pe voi ăștia. Că ziceți voi că așa, da înșelați. Lasă că știu eu că te-ai dus și te-ai dus la curve și... Am auzit și paranoia de-asta și la un moment dat la aude odată, aude de două ori, de 10 ori, dar zice, bă, da dacă tot îmi zice, hai frate să o fac măcar, să știu și eu treabă. Serios. Adică îl împinge pe scări afară, zice, te rog eu frumos să te duci, ăla e mesajul. Sunt multe forme de trădare... Abuzul emoțional este una dintre ele, abuzul verbal la fel, ești o tută, ești o proastă, nu ești în stare de nimic, ești vai de capul tău, du-te la măta, că o să rămâi și o să mori de foame, o să crești oh. pisici la 40 de ani. Da, asta este o formă de abuz ce-ți spun eu aici. Păi bun, dar de ce stai cu oameni de genul ăsta, adică în momentul în care te-a jignit, odată? Hai că poate era nervos sau nu și știu dacă lui. n a fost prima persoană din viață care te-a jignit? Păi da, dar asta nu ține de tine, adică de ce ba permiți da, să... Dar cine crezi că se uită la lucrurile astea? Eu. Păi cine, tu, Dacă da, nu mă uit eu, cine să să uită vecinul? Păi nu, dar cred că este în esență e așa. Oamenii nu-și fac, Oamenii nu și fac linia vieții să vadă ce relaționare au avut cu sexul opus. Nu, dar dacă tu nu-ți porți, nu porți, de grijă, nu? Dacă tu nu-ți porți de grijă, cine te aștept să-ți poarte? Statul. <laughs> păi nu vorbim mai devreme. Păi murim de foame aici. Păi nu, nu asta se întâmplă. <laughs> da. Bun, hai mai departe. Nu poate să-ți nimeni de, de, de grijă. Decât tu. Asta era ideea. Dar ți-am zis, oamenii nu stau să se gândească mai departe de ieri și de mâine. Nu stau. Nu îi interesează. Decât în momentul în care și-au luat un mega bocanc peste ochi. Iată. Și nici atunci nu îi nu interesează atât de tare să uh, înțeleagă despre ei, cât să li se confirme că ăla era un măgar. Da, și să, da exact. Numai că psihologul nu asta face. Păi nu de asta te duci la el Te duci să-ți dai două să te trezească. Nici asta nu face. Nici Aia asta? trebuie să-ți le, să le dai tu. Înainte de a ajunge acolo. Dar ce se întâmplă, sau de ce se întâmplă ca momentul în care ești înșelat să faci o obsesie pentru ăla cu care ai fost înșelat, adică arăta mai bine. Poate că nu-l știi, nu-l vezi, dar de ce, cum, când? Pentru că nu e suficient de bun. Și ți s-a spus asta de când te-ai născut ok, bun, nu sunt suficient de bună, mi asum și în văd mele. De ce trebuie nu, să, să caut atât asta de nu mult? Asta nu se asumă. Nu se asumă. Ăsta este un dușman silențios, care e, care e acolo. Știi <laughs> că e pe creier. Și e acolo la foarte multă lume, să știi, din păcate. Bun. Ce Și spate? să știi că ăla care e not good enough nu vrea să iasă din relație când a fost înșelat. A Voiam să ajung și la asta. De ce în momentul în care, exact cum ai zis, tu ești înșelat, cauți atât de mult să-l aduci pe celălalt înapoi? Adică poate că era pe punctul în care să zici, bo, vreau să mă despart de asta, nu-mi place, numai. Eh? Dar dacă afli că te-a înșelat, pur și simplu ți se prinde beculețul și zici, bă, nu pot fără. Adică el, el, vreau. Păi, nu... În primul rând, nu e suficient de bun. Nu e suficient de bun pentru tine, nu e suficient de bun pentru cercul tău de prieteni care va afla că ai fost uh, înșelat și ești ultimul gogoșar din borcan în ochii lor, că uite ce relații ce frumoase au ei mm -hmm. când nu se duc sau când se duc la saloanele de masaj erotic și nevestele nu știu uh, sau la curve sau mă rog. <laughs> am văzut și cazuri de astea uh, frica de abandon care este foarte mare păi da, da, în și vine cu... la pachet asta și cu teama de singurătate știi câtă lume se teme să fie singură? Păi de ce să te tem să fii singur? Că ești să ne cu tine ne Dumnezeu și mai cuța Domnului. N-ai idee câți. Și sunt oameni care au afaceri, care au bani, care au statut, care au și școli. Pe păi de unde vine asta? Te nu știu, ți-a zis mama că te dă la țigani? Eu au spus că te ia poliția. Dacă nu ești obradnic și te posibil. lasă pe stradă. Nu știm, trebuie să vedem asta. Trebuie să vedem asta. Vezi că și singurătatea asta este investită cu aceeași catastrofă cum este și infidelitatea. Să fii singur la 40 de ani. Nu? Tu te-ai gândit vreodată la, la, la varianta asta că, de fapt, nimeni nu părăsește pe nimeni? Adică? Că nimeni nu părăsește pe nimeni. Când Faptul fapt că eu fost... sunt într-o relație astăzi cu tine mm. și decid la un moment dat să plec, este decizia mea. Okay. Tu n-ai cum să o influențezi. Este hotărârea mea. Tu poți să faci tumbe, poți să te agăți de lampadare, poți să te îmbraci în latex, poți sau să faci ce vrei tu. Sau dar dacă să... eu sunt decis să măcar de acolo, tu n ai știu, cum să mă întorci. Atent. Dacă eu sunt atât de mișto ca om, încât nu vrei să mă părăsești. Asta nu știu asta. Ar fi mișto să fie așa. Păi nu, dacă chiar ești, adică ești complet, din toate punctele de vedere sau cel puțin tins. Te face mișto faptul că doar respiri. Eu cred că e destul de fain că doar respiri. Eu cred că e și puțin de lucru la treaba asta. Știi? Nu, dar fii atent. Adică Cresc... nu poți să iei for granted chestia asta. Nu. Eu sunt un om foarte mișto. Bă, stai așa, stai nu, să facem nu, și un reality nu check să, zici, să vedem dacă și l crede nu la fel. Nu doar să zici că ești mișto, ci să fii cu adevărat mișto. Adică să fii acolo, să te dezvolți tu în primul rând, ca, poți, ca apoi să ai ce să dai parte Sunt de acord cu oferi. asta. Sunt de acord cu asta. Mm -hmm. Dar oare procentual cum stăm la, pozit la povestea asta? Mm. Nu știu, vreau să facem un sondaj de opinie. Uite, în ultima carte am, am deschis o ultima carte cu o poveste foarte mișto. Mm -hmm. am, avut, am, am avut și am parte de povești foarte mișto. Se întâmplă. Păi unde vrei să privești nu acolo? E doar noi. cu minus. Și mi-a scris la un moment dat o doamnă că vrea să vorbească cu mine și să ne vedem la o cafea. Ok. Avea o chestie, o... Nu știu, dubiu, habar n-am. Vrea să se consulte cu mine. Și m-am dus o femeie așa mai mare un pic ca mine, cu ani, dar nu cu mulți, undeva până în 50 am evaluat eu. Ok. O femeie foarte vie și hotărâtă, așa, foarte sigură pe ea, știi? Adică nu mergea cu vrăjeală și cu așa. În general, în viața ei, din câte mi-am dat seama. Și întrebarea ei a fost, băi, Andrei, zice, se pare normal ca după 20 de ani de căsnicie Uh, să facem sex de două sau de trei ori pe săptămână, nu mai, nu mai țin minte exact num, numărul, două sau trei. Păi nu e ceva normal. Deci, pe 20 și ceva de ani okay. de relație. Eu tocmai sorbeam din cafea, mi-a căzut pe mine, am vărsat pe masă. Nu asta era ultima întrebare la care mă, întreba, mă, mă așteptam, adică pentru asta mai chemat să mă întrebe, cum what the fuck? Îți arăt, îți -ă, cunoștințe de ale mele care și-o trag odată la trei luni și sunt de 3-4 ani împreună, adică despre ce vorbim? Uh. Da, ok, ok, da, există, da? Așa, și ce e răspuns? Ce a zis? E perfect normal, adică nu văd ce ar fi anormal în povestea asta. Ce, bă, ce a, se Păi, e, au mai trecut ani, așa, și nu știu, e destul, adică e... <laughs> ce? Dar n-ai întrebat de câte ori făcea la început. Și a rămas așa, te <laughs> intra să un zic, bă, dar asta nu e o problemă, adică de asta o puteți discuta dacă vreți mai des, puteți să faceți mai des, nu? Și mi-a zis, băi, uite, eu am, eu am învățat un lucru și m-am prins cum stă treaba. Yeah. Mi-am dat seama că dacă vreau să am o viață mișto de cuplu, mm -hmm. eu trebuie să mă ocup de latura sexuală. Amin. Așa e. Și am zis, bă... Pentru că știe ce vrea. N-am ce să comentez la treaba asta. Și am zis, uite, eu am grijă cum să mă îmbrac să-i arăt soțului o fesă sau mm -hmm. un sfârc sau o, nu știu ce. Să-i trezească atenția. Sau să mă aplec într-un fel. Sau să-i dau niște mesaje că bă, să vezi ce-ți fac în viața acasă și aia-i fac. <coughs> și eu am rămas stai să mă uitam oaia în pantă zic, ok, dar n-am ce să-ți zic. Da, dai super ok. Câte vreme ți-a asta. Femeie, ca oameni care au copii. Bine, sigur, na, îți dai seama după 20 de ani de căsnicie, zici, și copilul avea o vârstă, adică nu mai era, era. copil mic. <coughs> și uh, dar dincolo de asta, mi-a zis că tot timpul a fost așa. Și era aia care de Iniția. fapt dădea tonul, mm -hmm. știi? Și am spus, ok. Ești de acord să -ți scriu despre asta un text pe blog, că mie, mi se pare super mișto ideea, știi? Ah, da, sigur. După aia textul ăla l-am luat și l-am pus și în carte, chiar la deschidere. A, de asta. Nu vrei să știi ce s-a întâmplat, întâmplat Și ce mesaj am primit zic. Cum că e o curvă Că wow. nu are responsabilități Că ăștia sigur au bani și nu interesează de copii Și cum tot noi femeile Să avem grijă și de asta După ce că mergem și facem cumpărăturile Și spălăm și călcăm <laughs> și alea Și cea mea Deci s-a declanșat jihadul După planetă <laughs> Eu mă uitam la comentariile alea și nu venea să cred Mă uitam și zic Wow Ok. Deci femeia asta, e o, ați răstignit-o în toate direcțiile doar pentru că a îndrăznit să aibă o viață. Adică, cum vine asta? Vezi? Cam, cam asta se întâmplă, să Ei știi nu, cu da. realitatea. N-ai voie să faceți ceva. Bine că n, mers n ai ca... voie ca tu, femeie, să decizi ca tu să dai tonul în viața ta sexuală acasă pentru că vei fi pusă la colț. Păi fii atent, eu chiar asta credeam, adică sunt perfect de acord cu doamna, sunt în ligă, dar a, a, asta e altă poveste. Ideea e în felul următor, dacă tu nu dai tonul, Aștept să plouă tot timpul de la celălalt. Poate celălalt îi se trezesc beculețe și, beculețele și din altă parte, știi? Adică mai bine îi a prins tu ca să nu aibă motive să vadă no, licurii. Acum să nu-ți nu imaginezi că uh, domnul era pasiv și nu păi participa deloc. Păi nu, nu cred, tocmai de asta. Da, mai participa, asta, da. că era, sunt amândoi în relație, nu? Dar ea avea tot timpul această grijă de a fi totul în regulă. Păi da, să ții pasul, adică să fie acolo. Asta, cum ți-am dat exemplu. Am găsit un exemplu recent o poveste foarte frumoasă, o să o spun în mare, nu dau nume, nu dau vârste și așa, cu un bărbat schimbat, pur și simplu a avut o epifanie într-o seară și și-a dat seama că de fapt el investise timp și energie doar în zona de carieră și își neglijase cumva relația. Asta nu semnea că relația era proastă, nu era deloc proastă. El și-a dat seama că nu participa suficient. Atât în relația cu partenera și cât și ca tată. Mm -hmm. Și s-a schimbat total, omul. Dar s-a schimbat atât de tare încât uh, uh, a ajuns ca în relația lor să fie atât de bine de, încât se sperie amândoi de asta. Să te speri da, că se prea bine. Da, și să știi domnul? că cred că a fost prima oară când am auzit o femeie spunându-mi să știi că n-ai idee cât de mișto e să vezi că ți se depășesc așteptările. N-ai idee cum se simte asta. Și când am auzit-o spunând asta, a rămas blocat, știi? Adică, ce poate fi mai mișto? Femeia era împlinită în toate punctele de vedere că nu putea să mai găsească ceva. Exact. Ce să zic Dar se fi. temea cumva. Zicea, bă, dar dacă nu o să țină, Păi da, Știi că, că noi trăim în, în bula asta românească mm. în care ți se urcă bine la cap, exact. prea mult bine, nu știu cum, facerea de bine e ceva mm -hmm. cu maică-sa, adică tot ce ține de bine în țara asta e cu ceva rău, înțelegi? Și atunci este normal ca atunci când ți se întâmplă bine să aștepți ceva. Să vină, Băi, să pice. ceva să... nu e în regulă, nu, ce asta, adică... Spre exemplu, dacă un bărbat decide să se ducă la sală pentru că s-a uitat el într-o zi în oglindă și a văzut că nu e bine ce vede acolo, eu îți garantez că prietenele, partenerii o să spună că asta are amantă. Că cum adică se păi duce la sală, el zice... de sine putere? Sigur are pe una. Păi nu, Ai fata, ești că... proastă? Spun eu că și mie mi-a făcut la fel. Nu, nu neapărat, s-a gândit că vrea să-i facă o surpriză Uite ce bun sunt și cum arăt Și uite-te doar la mine și nu mai căuta în jur Eu vorbeam de prietenele ei acum Adică știi? Păi ele din invidie, că lor sunt grași cu burtă Nu știu Deci e, suntem obișnuiți să trăim În zona asta negativă și atunci Bine, ele ne sperie uneori uh, Nici n-aș vrea să scriu despre oameni ăștia De-aia nici nu o să scriu despre ei Pentru că povestea lor e așa de mișto Încât uh, oamenii ar crede că e o invenție. Mm -hmm sau s-ar grăbi să dea cu pietre în ea. Că așa se întâmplă. Ce nu înțelegi, distrugi, știi? Dar n-ar întreba unul, bă, dar cum fac oamenii ăștia Să, să, păstreze, să performeze, să. că e o performanță asta. Adică oamenii au atins zona aia de intimitate în care își permit să vorbească despre fanteziile lor fără perdea, să și le pună în practică împreună, n am nicio problemă cu chestia asta. Și dacă apare și a treia persoană în fantezie. Habar n-am, e posibil să o facă, în este e treaba lor, nu mă bag eu acolo. Uh -huh. da? Deci ei au ajuns în zona aia de intimitate și nu este doar intimitatea fizică, deci nu e vorba doar despre sex. Spirituale. Este cu totul, toată, toată paleta de intimitate, înțelegi. Își spun ce simt, își spun ce doresc. Uh, își iau timp să se ducă să se distreze doar ei doi uh, și e foarte mișto asta. Și oamenii se simt extraordinar cu asta. Ce vrei mă mai mult decât atât în viață? Nimic. Nu pe bune, ce vrei mai mult decât să ai posibilitatea asta să te deschizi total în fața partenerului, în fața celorlalți să-i zici, băiene, eu vreau să te văd îmbrăcată nu știu cum. Și zi, uite, eu am rezervat o, un apartament undeva într-o chestie mișto, avem un jacuzzi pe pe terasă și să stăm uite am luat niște vin, mergem și suntem noi doi. Păi, stai, stai, ce vrei măi mai stai, mult stai, de atâta? Stai, stai, stai dar nu toți oamenii fac asta? Adică oamenii nu în general nu fac asta? Nu, toți oamenii nu fac deloc asta păi, eu cred că sunt și oameni care fac asta Dar nu? tu unde trăiești? Că nu... <laughs> nu știu, în bula mea <laughs> Nu știu cine e în bula ta, dar nu Credem că nu se întâmplă, nu se întâmplă deloc nu se întâmplă nici 10% din ce am spus eu acum. Păi bun, dar de ce mai ești în relația aia de cuplu dacă nu ți se Pentru că trebuie. Ce ai Păi nu trebuie, că poți să fii singur ba, și trebuie, să experimentezi că dacă, e, dacă, dacă... Dacă omul e singur, e cu baubau în bau, dulap. Și nu e bine. Cu fericirea în, pac, oamenii, în care se, oamenii care se tem de singurătate, știi, știi care e marea lor problemă? Că ei sunt cea mai proastă variantă pe care ar putea o întâlni eu în casă. Păi nu-ți dorești să fie nimeni cu tine dacă ți-e cu el? Nu, că sunt de... cea mai proastă companie pentru ei înșiși. Și atunci ah. se tem să fie ei cu ei. Asta, Doamne, e, pro Asta e problema, de fapt. Nu e adevărat că poți să faci atâtea lucruri când ești singura, adică ai atâtea. Tu, timp femeie! Pentru tine. Tu! O, eu. Eu. Tu poți să faci, dar ei nu. Ei intră într-o mare panică și atunci preferă să stea într-o relație care nu funcționează și într-o relație dezastroasă. Da? și să aibă o viață de 2 lei și să simtă presiune și să se îmbolnăvească fizic fiată, de atâta fiată. suferință decât să stea dracu și să-și construiască o viață mișto. Bine, dar uite, tu când ești singur, nu simți, chiar dacă ești într-un cuplu. Nu mai fost de șapte ani, nu știu cum e. Nu, 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 singur, singur. Să zicem că ești într-o relație, totul e fain, mm. roz, din când în când nu simți să-ți iei și timp pentru tine în care să-ți pui mintea. Păi stai puțin. În relație nu înseamnă nu 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 că stăm non-stop ah, împreună, că oricum nu stăm non-stop împreună, că se presupune că muncim, deci da. avem perioade de astea. De... <laughs> Dar este foarte bine ca într-o relație să existe și momente de autonomie. Exact, ca să-ți dai seama Timpul cine Timpul ăla ce... pentru tine, când te duci la sală, când te duci la cosmetică, când te duci cu fetele la <laughs> vin. Când ești cu băieții, când... Mă, nu, nu prea ni se întâmplă că nu ne place să ieșim împreună. Și atunci când ieșim, ieșim împreună. Eu nu am băieți cu care să ies la fotbal sau la de asta, eu mă duc la sală scoale mele. Mm -hmm. uh, și, în general, avem prietenii comuni, deci nu sunt probleme de genul ăsta, știi? Uh, timpul în care stai și citești sau. nu știu, te duci și te plimbi, faci ceva. Pentru dar faci tine. ceva pentru tine, mm -hmm. da? E obligatoriu timpul ăsta. Păi altfel, nu știu, Doamne ferește, te desparți, moare celălalt și... Și e mișto să ne dăm viața. voie să avem zonele astea de autonomie în care nu este cuplu. Ești tu. Adică, ideea este, știi cum ești cu iubirea asta? Tu când ești la muncă și ai un task, sau ai ceva de făcut, eu că mă pun să scriu, să zicem, pentru blog, sau uh, încep să scriu la o carte, da? Uh -huh. Iubita mea nu mai există în creierul meu în momentul ăla. Păi, nu mai de asta e... nu înseamnă că eu nu-i iubesc. Ea nu mai e acolo, un bucata aia. Ești eu, când am azi. intrat în starea de flow, sunt eu cu aia, cu starea aia. Ce cu ai ce de am de făcut ta. în momentul ăla și nu e absolut nimic neregulat la asta. Păi dar nu mă așteptam să-ți fie tot timpul un cap, că acolo ar fi o problemă. Păi nu, nu? Asta, asta, asta nu înțeleg foarte mulți oameni că idealizează, fac o peltea întreagă din iubirea asta, dar ajuns să vomiți, adică. Uneori stau și citesc comentarii pe la mine pe acolo și îmi vine, să, îmi, vine, îmi vine să urlu și să zic, bă, cum dracu trăiesc oamenii ăștia? Păi nu prea trăiesc. Asta zic, știi? Și vorbesc numai din cărți de alea de Sandra Brown, de știu, oh, și zici, bă, dar oh. hai să plătim o factură împreună, pe bune. Adică, doamne iartă-mă, o relație este cât se poate de vie și de pragmatică, începând de la facturi până la prezervativele pe care le folosești sau nu, adică despre ce vorbim. Corect. Și vinul pe care îl bei Și dildo-ul pe care bă, îl bagi sau nu-l bagi Păi despre ce, de ce vorbim noi aici? Că doamne, că iubirea ideală Termine-te mă, dă două palme și coboară între noi Eu rând că băieții din spate sunt atât de Captivați că cu căștile pe urechi doar. Mă place subiectul Trebuie să trăiești, frate, viața asta Și să o vorbești Că pe mut nu merge pe mut Nu mm -hmm. mai suntem pe perioada filmelor cu Buster Keaton Când erau dalea cu... Da. Nu mai, trebuie să spui că de-aia e ai o gură. Bă! Zice, simt, zice, trăiești. Bun, fii atent. Hai să revenim la relațiile noastre și la infidelitate, că Așa. tot aici te aduc, tot la negativism, la minus 0, minus 1, minus 100. Ia zim, ce facem în momentul în care a fost treaba asta în relație, că nu-i mai zic în niciun fel, și hotărâți amândoi să rămâneți împreună. Da, negociați Renegociați termenii și renegociați. condițiile. Bun. Dar tu e încă ca la mai business, ai, a... facem anexă. Te-ai hotărât că vrei să o iei de la capăt, că vrei să fie așa, că negociați voi acolo, că hotărâți așa mai departe. Dar totuși, ai în spate toată negura aia care vine după tine, toată. Cel reproșurile. care a înșelat trebuie să facă mult mai mult decât celălalt. Uh -huh. El trebuie să vină și să, în primul rând, să conțină, să susțină, să fie aproape și să demonstreze că nu mai face. Și să demonstreze, dar trebuie să-i accepte. Iar toate... celălalt care este la primire, nu trebuie să se folosească de evenimentul ăla de fiecare dată când există ceva de... Uh -huh. Știi? Da, pentru că e posibil să l îndepărtezi și mai tare și să adâncești și mai rău cuțitul în rană, nu? Deci și atunci este un joc în doi. Doar că rolurile diferă puțin. Mai da. mult. Rolul da. fiecăruia. Da? Ceea ce nu este rău în asta. Asta nu înseamnă că o să rămână cu siguranță 100% împreună toți. Că mm. nu, e, nu se întâmplă asta. Dar... Cum faci să-ți capeți din nou încrederea în partener? Adică, cum faci să mai ai încredere în el? Că omul e acolo, îți demonstrează că vrea, că poate, că e lângă tine orice ar fi și că nu mai face, că zice el că nu mai face, dar tu Cât cum de mult a cape? contat pentru tine această ieșire a lui în decor? Bine, nu știu, poate ți-a dat, însemnat, no da, dar ce a însemnat ieșirea asta în decor? Pentru că și ieșirea aia în decor se poate întâmpla în mai multe feluri. Să zicem că omul era foarte încărcat și a avut el o oportunitate să se ducă cu una. Uh -huh pe care nu o cunoaște, nu o știe, până atunci nu s-a gândit în viața lui la ideea asta de a fi infidel și i-a apărut-o această oportunitate. Habar n-ai nici cum o cheamă pe aia. Așa. Neapărat. Se duce, se descarcă și vine acasă. Și tu ai aflat de undeva, nu știu, o bună prietenă se întâmpla să treacă pe lângă hotelul <sus> respectiv și să-l vadă pe ăla că intră cu o brunetă în loc de blondă în hotel. Aia a fost. Mai ales în epoca asta a telefonilor mobile, te prinde... Oricine, oricum, oricât, indiferent de. Așa. Bun. Una este să afli că s-a dus cu una care nu are nicio treabă, nu știi cine e, nu are treabă nici cu cercul lui apropiat și așa. Uh -huh. Și a fost un one time, să zicem. Și alta este să afli că a dezvoltat o relație paralelă cu o colegă de servici și durează relația aia de vreo 2 ani. Atunci e mai mult rădare. Atunci și... e un pic mai complicat. Dacă mai afli că ești și din cercul tău de prieten, e cu atât mai complicat. Adică trebuie să privim cumva și contextual chestia asta, știi? Adică... Uite, eu am făcut, apropo de chestia asta, niște teste. Yeah. Și le-am yeah, le luat așa, mai multe. Și le-am zis așa, bă, ce e mă infidelitate pentru voi? Și le-am enumerat niște lucruri. striptis, video chat, uh, masaj erotic, mers la prostituate. Uh, ce mai era? Filme porno. Uh, ce mai era? Mai zim? B -b 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 sex cu cea mai bună prietenă. Like-uri pe uh, Facebook. Like-uri pe Facebook și pe Instagram. Corect. Uh -huh. Și așa mai departe. Știi care, era, știi care era diferența între infidelitate și fidelitate? Voi dacă ejaculează era... sau nu la masaj erotic? <laughs> Sperm power. Vorbesc, seri... adică Vorbesc era... foarte serios, nu e nicio invenție. Dacă... Și dacă -avem nu aveau nu... nicio problemă că ăla se ducea la striptease și aia îi punea bucile pe față. Nicio problemă. Oi. Unele. Altele au zis, nu se poate. Cum? Așa ceva? Adică îmi și imaginam cum vine ea de afară cu căruțul și cu copilul în brațe și îl găsește pe ăsta uitându-se la, la, filme porno pe canapea și frecându-și cu, și cu șervețele lângă el și ea să intre cu copilul în brațe și să-l vadă pe ăsta cu un șofreac așa și zică, a, 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 arată mișto aia. Stai așa că cul cool copilul și vin și eu, ne uităm împreună. O bune, așa face? Da, e greșit. cu păi, te... copilul în cap, adică despre ce vorbim. Nu e greșit deloc. Da. Dar eu nu-mi imaginez câtă lume ar putea să permită asta. Chiar mă gândeam, e greșit uh... să te uiți la filme porno împreună. Nu, în cuplu niciodată. Uh, nici separat. Uh, dar am făcut testul ăsta și l-am făcut în mai multe orașe din țară. Să vezi cât de mișto e când ai o sală de 60 de persoane, să zicem, în care 45 sunt femei. Și să le vezi două la aceeași masă Cum se ceartă Pe, pe ce e infidelitatea, mă Pe aș de ăsta Deci eu când am văzut că una zice Băi, la mine nu e nicio problemă Că se duce și se freacă una de el La masaj erotic și așa Nu e nicio, nicio treabă Și eu am întrebat, da, termină sau nu? Aici avem o discuție Păi Știi? de ce contează dacă termină sau nu? Uh, sine, consumat. Sperm power, repet Să nu dai mai departe și, și e reală chestia asta. Iar aia de lângă, de lângă ea nu putea să conceapă sub nicio formă să-l atingă altcineva. Tu îți deci dai seama că și mersul la masaj, 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 clasic. Așa. Poate fi model, motiv de gelozie da. în cuplu. Cred adică, că... pe bune, contează de cine ai făcut, în bărbat de femeie. Dar nu are nu. niciun fel de importanță. adică nu, Și ai dacă aici. mă duc la masaj la o femeie, care e problema? de mă duc la masaj, mă, nu mă duc la altceva. Păi stai o secundă, dacă e grasă și... Dar poate să, fi și de an, poate Dar să dacă fie e și Adreana Lima, nu mă interesează. Mă duc la masaj. La ce masaj, masaj nu este la masaj erotic. Este la masaj. Mă duc, că am contracturi la spate. vin și eu cu tine, sau... Um, Poți să să-ți fac eu masaj La da, masaj de relaxare Nu știu dacă nu, chiar, E cu dasă de Deși am un prieten Care are două paturi la, Și se, pot, se poate face masaj În cuplu Cu doi masuri Să nu existe Va urme de doi ani? Nu, e fără niciun fel de erotism În povestea asta E masaj pur și simplu Ce facem deci în Deci că se poate și asta <laughs> rămâne de văzut, încă Dar nu credem, știu. Dar asta cu infidelitatea e foarte complicată, în funcție de ce educație și de ce nivel de dezvoltare are fiecare. Nu toți au la fel. Dar ce face în momentul în care ai aflat că ai fost uh, înșelat în relație de cuplu? Eu prima oară am pus Phil Collins. Uh, ce ai pus? Phil Collins. Eram mic, eram prin anii 90 <laughs> și era la modă Phil Collins și ascultam Do You Remember și mă, după aia îmi venea să-mi dau palme în oglindă cât de bou sunt. Și când da. ai înșelat, ah, Fii fiat că mi-a venit una. Uh, să zicem că ai fost înșelat în relație de cuplu. Ai tendința să faci același lucru după, în relațiile următoare sau chiar în relația prezentă, doar mm -mm. pentru că ai fost înșelat. Mm -mm. Nu? Păi de nu? ce știu? să mă răzbun pe altcineva? Păi nu, dar majoritatea nu suntem atât de inteligenți și zicem că toți sunt și la fel Nu fiul. e treaba mea asta. Nu? E. Păi, Dar ce nu ce treaba încrederea în, în sunt opus? Nu în opus. Nu screază nicio părere Absolut disfuncțională. De Absolut deloc. Ție, dar de la restul? E treaba lor. Dar poate că ei aveau părerea disfuncțională de înainte. De la început. Dar ce faci în momentul în care, din nou, ai fost înșelat așa și, nu știu, spui la toată lumea, te duci să te consulți cu un prieten, te de duci ce te, să spun la toată te, duci lumea. te plângi la mama ce mi-a făcut nenorocitul sau... Sau rămâne nu între nu voi și am rezolvați? Nu mai să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Nu, nu am tu. o vârstă și să a cam eliberat palierul de, Nu, nu tu. Nu de, general, un general ah, nu, în general nu vorbim. Ce faci în momentul în care... Teoretic, vezi, adică? dacă, vezi dacă poți să apelezi la o persoană, a o persoană, mm -hmm. uh, bine ar fi din afară. Adică să nu fie implicată în cercul vostru. Doar? Da, cel mai bine te la un la un specialist, părerea mea. Dar majoritatea... Pentru că vreau să zic ceva. Să zicem că te duci la mama sau la tată. Mm -hmm. Și zici, m-a înșelat bă, ăla de bărbat. Tu poate îl anul nu ia. miu Tu îți dai seama că dacă l-a iertat, l-a decalotat-o pe viață, mm -hmm. că nu mai are grații niciodată în familia aia. Păi asta e că tu... Imaginează-ți că te duci la prietenele tale. L-au linșat. Deci s-a încheiat, nu, i-ai ter terminat cu totul universul ăsta. Ea. Deci nu, cel mai bine este să te duci la un specialist, la cineva care e din afară, care poate să vadă din afară povestea ta și care chiar poate să te ajute să găsești niște soluții ok. Dacă prietenile, mai ales dacă sunt divorțate, nu o să-ți dea niciodată soluții ok. Păi tocmai dacă... Pentru că vor să te aibă no. în sânilor, ca să zic așa. Sau poate eu știu, măcar tu să înduci la capă, nu știu, să fi mai deșteaptă Nu, 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 Nici nu se recomandă să, să te duci la prieteni și nu se recomandă mm. nici la părinți. Mai există șanse să repar relația, să mai fie ca înainte, după ce s-a produs. Doar dacă vor. Doar nu, dacă nu, vor. E ușor. nu, nu e nu, ușor. Nu, nu o să zic niciodată că e ușor. Dar e posibil ca o relație, după ce a trecut printr-un episod din ăsta să devină, nu știu, mai faină, mai. De ce nu? nu știu tu să-mi Da, sigur, orice este posibil. De ce -ar nu ar realizeze că? Eu, eu n-am te... niciun argument logic care, care să mă ducă la concluzia că nu e posibil. Dacă vrei, da, sigur. Asta nu e problema. Da. Dar ce, partenera nu a mai avut niciun, niciun contact sexual în a, în a, înaintea ta? Ba da, dar nu ți-a trădat încrederea din cuplu. <laughs> Și nu, actul nu a fost la fel sau cum? Doar că Am nu fost, erai tu, dar că un nu erai tu, da. Ești nu... ce, nici acum nu erai. Pase, nu e o vorba că nu era acolo dar nu te cont de tine, adică existai și practic te-a dat pe ușa afară adică te-a scos pe de loc. nu te-a dat deloc pe, pe ușa afară, că nu erați în <laughs> El era în aceeași casă era în altă parte nu a dat pe nimeni afară, nu crede-mă poate să te facă să suferi asta, nici nu s-a gândit la tine păi nu s-a gândit, mai asta e problema că nu s-a gândit Ia... păi, păi cu atât mai mult Vezi? El și-a eliberat creierul de tine astfel încât să nu ți facă ție rău. Da, bun. Asta. Nu, dar poți să o ieși așa. Mm. Și după care, el când a ieșit de acolo și a reactivat sertărașul cu tine și s-a întors la tine și iubire, te... Nu mai pot. Te iubesc tare de tot. Dar uite, dacă... N-are nicio legătură cu Poți să disociezi. Și putem și unii și alții. Asta este... Asta este, este, este un adevăr, numai că voi, femeile, nu vreți să vi se dea la o parte perdeau asta. Corect, că după ce acolo, las-o așa. Dar... <laughs> Scuze-mă încă Cred că voi aveți mai mult talent la disociere decât noi. Noi suntem mai pămpălei așa. Să știi că e... e, Adică mi se pare că bărbații sunt mai mult uh, timp afectați de faptul că au înșelat ei decât femeile. Adică femeia e... Băi, și am scris o odată despre ideea Chiar de așa. George Știi cum își dă seama un bărbat că doamna s-a aprins după cineva? Bă, în discuțiile alea de acasă apare brusc un nume nou. Vine doamna acasă și spune, băi, știi, uite, astăzi am avut o ședință și m-am certat cu șeful și un coleg de-al meu mi-a luat apărarea. Aparent nu spune nimic chestia asta. După care îi dă și nume. Georgel, să zicem. Și tu observi că în fiecare zi apare George ăsta la voi la masă. Mm -hmm. Știi? La voi la masă, <laughs> în timp ce vă uitați la televizor, seara când stați în pată și mai aduce aminte că George nu știe ce căcat a făcut pe la cafea, Bă, și trece o săptămână, și trec două, și tu stai și te gândești, bă, dar cine trăcui George, ăsta, în Caterina, că prea vorbește așa despre Atenție, domnilor, nici o femeie nu o să vorbească despre un alt bărbat dacă nu are interes de, 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 la el, mm -hmm. ceva. Da, dacă nu... Never. Presează. Deci nu este așa un exercițiu de-asta de admirație. Adică, domnilor, atenție, cine apare în bucătărie. A grijă grija la George, da. Păi și femeile... Ba, după care, la un moment dat, trece așa un timp și dispare ăsta. -au Cum a apărut, a da? da, și dispărut. Și tu, acum, ca un bărbat ca un gentil om care ești, așa la o ciorbă de asta de văcuță, Păi între în fulecături, o întreb pe doamna, bă, da, ce mai faci, mă, George? <laughs> și o vezi pe asta, că îi rămâne cartoful în amigdale, înțelegi? <laughs> și rămâne așa un pic în contemplație și ea sperase între timp că tu o să uiți cine a fost George. -el. Numai că tu băiat deștept, bineînțeles că n-ai uitat. Și o vezi că se face un pic verde la față. Aici există niște variante. Fie se face verde la față și e clar că mai există Georgel, dar s-a prins ea că mai bine să nu fie în peisaj. Fie zice, a, era un nenorocit. Doamne iartă-mă. Că s-a dat la mine sau s-a dat la o colegă de-a mea. Da, era însurat, da, astea, știi? Și atunci ai câteva variante. Ori s-a consumat faptul, ori nu s-a consumat faptul, sau s-a consumat și nu i-a plăcut, și toate celelalte variante pe care le pui acolo în combinație. Deci, George, poate să apară, să știi. Adică noi nu putem să fim atât de naivi încât să, să credem că brusc partenerul sau partenera apreciază pe cineva fără să aibă vreun interes umed. Că nu se întâmplă asta. Noi nu suntem crescuți ca popor să apreciem pe cineva. De câte ori ai văzut un bărbat să aprecieze un alt bărbat? Să zică, bă frate, mie îmi place de ăsta. E tare, mă. Mă, ăsta prietenul meu. Mă, arată, ăsta arată, uite-te și tu cum arată bărbatul ăsta, știi? Că automat o să vină vreunul vr vr sau se va trezi vreo deșteaptă să spună că ești gay. Asta, bă. Așa că mai bine nu îl apreciezi, mai ești. bine îl înjuri că e mai sănătos. De? Sau de câte ori ai văzut tu o femeie să apreciezi o altă femeie? Really? Dacă arată bine și aici, învățat de dar la ea. Nu, e, nu numai de la asta. Băie, deștept. Are un discurs, citește, se, are o prestanță, a realizat niște lucruri. Anu. Nu știu, ceva. Exist... Noi nu știm să apreciem. Tu ai observat Au, asta? Să apreciez, dar când nu e partenerul sau partenera în preajmă, ca să nu-i trezești. Eu... Eu știu interesul. Păi cum vine asta, mă? Nu știu, apreciez în public, când nu și e Și neavând acest exercițiu de apreciere față de oameni, în general, cum poți să ai apreciere față de ăla de lângă tine? Că tu nu știi cum e cu asta. Cum să-i spui tu mulțumesc? Nu știu. Sau ce mișto ești azi? Păi deci, cred că e ceva care se învață. Adică trebuie să exerciți asta până îți intră în... Și relația se învață la fel. Da. Depinde la urmă cum o setezi. Ai văzut cum e... Mie îmi place metafora asta cu GPS-ul, știi? Cu GPS-ul. Eu nu, deși n-am carnet. <laughs> pui GPS-ul ăla îi bagi o adresă acolo undeva. Mm -hmm. Și ăsta îți face traseul. Cum ți l face el? Că dacă te duci până în Grecia, până în pe undeva, te duce la... direct la vale, te duci. Că nu nimerește pe acolo, știi? Sau a dispărut drumul de timp, e ok. Dar el îți face un drum. Așa. Dar tu nu știi că pe drumul ăla sunt gropi, uh, se lucrează, sunt uh, zile uh, accidente sau mai știu eu ce, sau radare. Astea ți se arată pe măsură ce mergi pe drumul ăla. Așa. Dacă e o lucrare sau s-a căzut bolovan sau ceva, ai văzut că el te rerutează -re -re pe un pădure mm -hmm. pe undeva. Așa e și relația. nu poți să mergi pe -a ideea a că este Route 66 a și ai dat drumul pe pilot automat și stai și asculți muzică și mamă ce mișto e afară. Că nu e. Apar chestii de astea pe drum. Și trebuie să fim pregătiți pentru ele. Deci, relația poate funcționa orice s-ar întâmpla, atât timp cât ambii parteneri își doresc asta? Câte vreme vor, da. Orice ar fi. Gândește-te că pot fi oameni și pot exista oameni care nu au nicio problemă cu ideea de fidelitate. Dar cum? Sau de infidelitate. De... Și să spună, da, frate, uite, noi nu putem să trăim doar cu o singură persoană și atunci ne dăm voie să avem o relație deschisă, că tot se vorbește despre asta destul de mult, da? astfel încât, nu știu, și să și vorbim despre asta. Până da, dar cum poți și să faci Și să ne și asta? povestim adică cum... despre aventurile astea. Asta zic, cum poți? Nu știu, mi se pare bar, atât na, de... Uite că sunt oameni care pot. Am eu vreun drept să-i condamn? <laughs> dar... E dreptul lor să facă asta. Cât, repet, nimic nu este murdar câtă vreme a fost de comun acord mm -hmm. acceptat. Mm -hmm. Dacă? Da, că timp nu ascunzi lucrurile ăsta față de ce. Oamenii aceia pot, pot să, să facă fă... orice vor ei, nu mă interesează. Dacă. Și sunt ok cu asta. câtă vreme ei sunt ok, nu am nicio problemă. Păi de ce atent... să spun eu că oamenii ăia care au relația deschisă sunt uh, nașpa? Păi treaba lor cum își setează relația. Ce? Eu le-am făcut contractul de termeni și condiții. Dar, vis-a-vis -vis de relațiile astea deschise, să știi că am întâlnit multe cazuri în care doar unul dintre ei își dorea cu adevărat relația deschisă, iar celălalt din frică, de a nu. De a nu pierde... Am întâlnit și eu da. asta. Pur da. și simplu acceptă și el Am fie face și ceva asta. Fie și mai, la da. nivelul fanteziilor este același mm -hmm. lucru, și eu de fiecare dată spun, uh, nu acceptați lucruri doar pentru că vrea celălalt. Da, pentru că nu poți să le duci. Dacă vouă nu vă plac, nu vă băgați acolo. Mm -hmm. Sau rescrieți-le, astfel încât să vă facă și vouă o plăcere ceva de acolo. Da, dar uite, de exemplu, dacă el sau ea au diverse fantezii cu diverse persoane și tu nu, dar totuși iubești persoana respectivă, ce faci? Dai, adică îi permiți să iasă în afara relației pentru că îl iubești pe omul ăla, nu poți să zici că nu știu, Negociez. îl iubești atât timp cât el e acolo. Negociez. Știi că există chestia aia de cock old. Cock old. În care soțul cheamă pe una să-i atragă, pe unul să i o tragă lui nevastă -sa și el se uită. El stă lângă ei. Deci Știi asta? Nu, dar de eu, 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 eu o fantezie. A lui? Da. Și ea e evident că și <laughs> ei îi place. Îi place sau o iubește prea mult și îi vrea să-i satisfacă nu, și el stă lângă ea și vede când ea face sex cu celălalt, o ține de mână. El nu se bagă, mm. nu se implică în povestea asta. Ok, why? Iată, există și asta. Adică ce ai pățit în copilărie de ajuns Dar nu aici? trebuie să fii pățit în copilărie. Poate că lui îi face plăcere să o vadă pe nevastă sa satisfăcută de alt bărbat. Dacă asta adică este... se bucură pur și simplu pentru că astea e sunt regulile sau... în... Băi, hai să vorbim de infidelitate, apropo, de că mi-ai ridicat-o asta la filo. De ce se supără lumea, mă? Când ăla, că, a, că, ăla, că, la, că, că, că el sau ea s-a simțit bine. În altă parte, ce da. înseamnă, mă, iubire? Ei, înseamnă să fii fericit când celălalt Să e te fericit, bucur nu? că celuilalt i-a fost bine, nu? Păi și atunci, în momentul în care el a fost bine, nu Asta e, mai exercițiul de iubire să-i spui Mă bucur, mă, pentru tine că ai fost la una și te-ai urcat pe ea. Ai făcut asta vreodată? Dacă partenera vine Nu, dar asta vine... ar fi iubire, să știi. Asta ar fi, dar... Dacă... Că iată, dacă altfel vorbim despre egoism, adică iubirea e câtă vreme îmi convine mie. Da. Așa păi e, nu așa e așa... prietenia chiar așa. Când. În mod normal ar trebui să-l iubești inclusiv când, sau să o iubești normal. Da, dar cred că iubirea asta e mai degrabă în direcția copiilor, adică foarte greu să ajungem noi să iubim pe cineva atât e de mult adevărat. Să... Asta Tocmai asta vorbeam. Uh -huh. Tu crezi că bărbatul ăla, care uh, o vede pe nevastă sa în timp ce face sex cu alt bărbat și e acolo pe fotoliu lângă ei, uh -huh. nu o iubește pe aia? Păi cred că o iubește tocmai de asta și crezi că el nu se bucură că aia primește plăcere de la altcineva? Trebuie să atingi un nivel de... Dar nu știu, la nivelul lor. Nu știu dacă e mai bun, mai rău, mai sus, mai jos. Așa au stabilit ei. Că eu nu cred că aia e împotrivă. Că dacă ar fi fost împotrivă, nu ar fi acceptat, nu? Corect, da. Știi, iubitule, da, eu nu sunt de acord cu asta, dar o să fac sex cu un alt bărbat pentru tine. Really? Păi... Ok! Păi zice, dacă nu accepti, ne despărțim că asta e fantezia mea deci și nu este o fantezie și asta. Uh -huh. Așa cum poate avea un soț fantezie să o vadă pe iubita lui că face sex cu altă femeie și el să nu intre în povestea asta. Sunt sute de variante pe care putem să le punem în povestea asta. Păi, da, dar atât timp cât sunt, sunt de acord cu mai Sunt variante de bisexualitate și invers. Adică atât să când... fie el cu altcineva și cu soția. Sunt tot felul de variante. Sexualitatea este fluidă și este or, în orice acum, în momentul. Este. Poți să te duci în toate variantele cu ele. Este, e, dar nu e, e infidelitate. suficient să intri pe un site de filme și o să găsești toate variantele posibile. E și dar atât timp cât sunt ambii implicați, chiar nu poți să nu mai ai infidelitate, că știu amândoi întâi despre Și ce atunci de ce fug de swing? Pentru că unii nu sunt de acord cu ideea. Dar, Eu, sunt, de dar, sunt, de dar sunt de acord să iasă în afara relației separate. Nu, nici oh, asta. that's, that's, no. that's love. Nu, relația e în relația, Ba, nu, ba ba da. hai să rezolvăm ba împreună. Da, nu rezolv nimic, crede-mă. 90% ba dintre da. oameni ți ar spune, evident, nu cu LED-ul aprins, ți ar spune că n-au nicio problemă cu infidelitatea, câte vreme nu știu. Câtă vreme se întoarce la mine. Sau câte vreme e așa mai. Să da, nu știe lumea. Da, dar, dar, iată. Dar cu swing Doamne ferește, cum să facem așa ceva? Păi nu, pentru că probabil poate nu probabil poate să-i ofere... Ce, nu, ce? că... Nu nu, 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 nici măcar. Poate nu poți să-i să oferi tu atât de mult și ești de acord A, să fii din nou, I'm not good enough. Nu, nu poți să-i oferi atât de mult din punctul ăsta de vedere. Cum ai zis și că tu, ce? poate nu e atât de activă sexual sau nu știu, nu, A, și nu are aceleși fantezii. Se jadă. Nu, nici măcar. Adică de asta nu te deranjează că e posibil să mai meargă și în altă parte. A. și. Păi, vezi câte variante sunt. Mm -hmm. Vezi, noi vorbim despre infidelitate din start ca de ceva nașpa. nu așpa Ceea ce nu exclud ideea de traumă sau de ideea de trădare. Ok, sunt de acord până la un, la un punct, dar trebuie să analizăm mai, mai profund lucrurile. Infidelitatea în sine ce este? Să faci ceva ce nu poți împărtăși cu celălalt sau în momentul în care celălalt află pur și simplu. Kiftele. Se... Mm -hmm. Nu, nu chiftele, sex. Păi, chiftele, că dacă tu faci chiftele, nu-l lași pe la în bucătărie. E tot o formă de infidelitate, nu? Nu, eu zic așa. Nu asta e infidelitatea, adică să faci sex cu altă persoană sau poate fi de mai multe feluri, nu neapărat sex. Astfel încât tu știi că momentul în care partenerul află, îi poate produce o traumă sau o durere profundă. Dar tu poți să știi când faci sex cu partenerul tău la ce se gândește el sau păi la nu, cine? nu, dar e? nu e vorba de asta. Păi nu, repet, Zic, poate atât... că el se gândește la o altă femeie când face sex cu tine. Nu, dar atât timp cât voi ați fost de acord să aveți o relație monogamă. Dar mologamă. e infidelitate? Păi cred că e de un anumit fel. El nu? face cu tine, dacă e rotul, nu știu. Păi este, din punctul meu de vedere, e. Ce ceva, poți să știi tu ce e acolo? Păi nu știu. Păi și atunci, despre ce infidelitate vorbim? Nu, fii atent. Atât timp cât doi oameni sunt de acord că sunt într-o relație monogamă și că în momentul în care o să simtă că vor să ducă în afară caută în relație sau pur și simplu se despart. Bă, nu mai merge, nu funcționează, nu mă mai simt împlinit aici, mă duc în afară, dar nu te înșel, da? Pur și simplu ne despărțim, ne vedem fiecare de ale noastre, să fim sănătoși ce facem după, nu? Nu așa ar fi corect, adică nu aici ar trebui să ajungem. Cine decide ce e corect? <laughs> nu știu, zic și eu. Eu nu pot să decid pentru altcineva ce e corect. Eu pot să decid pentru mine ce e corect. Nu, 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 eu zic infidelitatea. Nu la asta s-a rezumat în momentul în care faci ceva. Nu neapărat. Sex cu altă persoană, mai exact. Nu știu. Nu? Păi, și ce e infidelitatea? Nu există, e un termen vag prea amplu. Este o mare castrare de dorințe, nevoi, fantezii. viață. Dar ia fi atent, fi atent, Dacă partenera ta, în momentul ăsta, tu ești aici. Păi tu îți dai seama că dacă n-ar fi rușine, reguli, Așa. moral, bun, rău, nu s-ar gândi nimeni la cuvântul ăsta? Păi cred că s-ar gândi. Și Atât dacă că... ar fi trăire? Nu, atât timp cât într-un cuplu e complicitate, e, suntem noi doi acolo, dar nu neapărat ce la nivel la nivel fizic și spiritual. Noi doi suntem unul. Ce unu. înseamnă spiritual? Nu adică suntem unul niciodată, nu. suntem doi în tot, cuplu, tot tot cuplu, timpul. Știu, un cuplu pur și simplu un cuplu, da, și amândoi am fost de acord. Iar tu mi-ai trădat toată încrederea. Atunci nu se numește infidelitate, nici atunci nu e infidelitate. Cum adică ți-am trădat încrederea? Adică am fost de acord amândoi încă de la, am de la fost, început. Da. Adică s-a discutat despre asta? Păi despre asta zic, da. În câte cazuri crezi că se discută pe bune despre asta? Păi în momentul în care intri într-o relație, nu? Nu. Suntem împreună? Suntem nu. un doar noi doi? Avem nu. nevoie și de altceva? Nu. Ba da. Ba nu. Păi cum nu? Ce relație nu, spui, nu știu să-ți răspundă oamenii care intră așa. Nu se discută. Păi și dacă nu se discută, cum mai zici tu că te-ai înșelat sau că, dată timp cât n-ați discutat, n-ați stabilit. Facem nimic pariu că multe femei au spus da și au intrat în căznicie fără să știe termenii și condițiile și implicările <laughs> și rolurile din casă după aia? Facem pariu? Păi da, sunt. Normal, păi că sunt. Și cine crezi că discută despre asta? Oamenii au senzația că dacă sunt împreună, vine de la sine. Nu vine bă de la sine nimic. Deschizi buraș păi de și sine. negociezi. Nu, vine cu gâtia în mână și semnezi la notar dacă vrei. Nu, vin lucrurile de la sine, dar nu ce ți dorești tu. Vine nu ce vin vine de la, la sine. întâmplare. Nu vine. Vin Doar eliminările mine. corporale vin de la sine. Am înțeles. Dar și pentru, și pentru aia trebuie să consum ceva. Deci, din punctul tău de vedere, nu există infidelitate? N-am zis neapărat, dar nu pun atât de mare presiune pe ideea asta. Dar asta e tema pe care discutăm. Da, eu sunt de acord, dar de asta eu cred că trebuie să o vedem un pic mai, mai deschis am. și mai flexibil și mai profund decât simpla coială. Bun, și de nici în momentul în care noi doi am intrat într o relație, am stabilit de la început că nu facem altceva în afara relației și totuși unul a făcut nici atunci. Și nici eu dacă vin în genunchi și îmi cer scuze și zic că sunt un mărlan mă ierți? Păi nu te iert, că depinde de mine. Păi și atunci? Dacă mai vreau sau nu. Dar asta e zic, Și dacă mai vrei ce facem? Și renegociem Ai văzut? Despre păi, vă da, da. Dar până. Apoi vii și a doua oară și îmi zici același lucru. Din și a doua oară, înseamnă că ești idiot. Păi, păi nu, atât timp cât am iertat Păi Dar odată de ce aș fi nevoit să mai fac și a doua oară? Te păi, nu știu de ce ai făcut din prima. Curiozitate, habar, n-am, e treaba ta. Să zicem că m-am atolit la o petrecere, mm -hmm. la un moment dat. m a atolit. Așa. Să nu credeți în varianta că eram beat Păi nu Că la eram ești beat, beat nu, nu mai se Nu exact. se mai. Nu se mai. Eu cred că există și varianta asta în care să te matolești, femei sau bărbați, și pur și simplu să ai nevoie să-ți satisfaci o nevoie în momentul respectiv. Băi dacă te matolești un pic și ești și puțin neglijată din punct uh -huh. de vedere fizic și sau... emoțional acasă, și mai ești la ovulație, <laughs> ai găsit bomba cu ceas. <laughs> da. da. Și vine un, o oportunitate, că vorbeam despre asta, poate. Zici, what the fuck? Da, dar vezi că la femeie e mai ușor, că știi când e perioada de ovulație, tu ca bărbat, știi? Eu, pe bune? Nu, la partenera ta, nu la toate femeile din lume. Zic că Câți bărbați crezi că știu când au ciclu femeile lor? Majoritatea. Crezi? Da, nu implică, nu sunt... Crezi că stăm cu calendarul mână? Nu? nu cu calendarul, Nu are știi... grijă să ne spună, urmează să... Nu, nu, nu neapărat asta, zici, dar pur și de erai simt cu... nervos. Nu, dar nu o simți când... Adică nu e... Păi da, o simți că bubuie, da urlă, țipă, păi, face asta zic, Și dacă te gândești, tu știi când să-i satisfaci nevoia. Nu că știi că în perioada aia, bă, e o ia razna hormonală, are nevoie de... Bun. Mm. Dar femeia nu știe când bărbatul are nevoie de, că la el tot timpul e. <laughs> adică el n-are o perioadă în care să fie mai sus <laughs> sau mai jos, nu? Mm. Și ce faci? Cum făcea doamna aceea? Ești prezent acolo și tot timpul inițiezi, nu? Astfel încât să nu... Băi, dorința este greu de menținut. Mm -hmm. Trebuie să recunoaștem chestia asta, pentru că intervine uzură. Da, intervine. Rutina mă enervează, că rutina are și varianta de repetiție și atunci nu prea poți să faci fără rutină nimic. Uh -huh. um, deci are și valențe ok. Um, dar intervine această uzură plictis și atunci tot trebuie cumva să rup firul. Păi și ce faci? Rup firul, dar ce faci? Ieșiți în oraș. Nu știu. Încerci să fii pe cât. De creativ se poate. Și de flexibil, și de deschis, și de explorator. Bun. Deci, care ar fi sfaturile tale, îndrumările tale, când vine vorba de infidelitate? Adică, ce poți tu să faci ca om, ce ține de tine, astfel încât să nu apară asta în relația de cuplu? Ce ține de tine, nu. Să fii Așa. bun. Să fii bun, să fii prezent. Mm -hmm. Din toate punctele de vedere, inclusiv sexual. Păi... Deși nu e vorba doar de sex aici. Pentru că sexul se întreține prin uh, discuții, într-un fel, priviri, atingeri, uh, apreciere, căldură, uh, poate joacă, poate chiar mai multă joacă, știi? Fantezie. Fantezia, cred că imaginația... Da, hai să ar... ne gândim la cuvintele pe care le-am spus și să le așternem pe relații să vedem ce se întâmplă și cât de des le găsim, că nu prea le găsim. Joacă, de unde atâta? Fantezie? Piu, ce ai nebunit? Cum să spun ce-mi doresc? Dar îmi doresc cu ea, adică... Dar nu pot să-i spun, pentru că mă face tot felul. Pervers. De... Da. Sunt chestii care sparg relațiile, lucrurile astea. Cred că te-am prezentat greșit la început. trebuie să zic guru pe relații Niciodată. de cuplu. Niciodată nu aș fi fost eu de acord cu titulatul ăsta. Zicem la final. Nu sunt vreun perfect, dar îmi place să gândesc. Nu știu dacă gândesc bine. Dar uneori îmi place să o mai iau și la mișto că suntem prea serioși, știi? Adică, m-am gândit mult la varianta asta cu infidelitatea și când văd câtă energie se investește în povestea asta și ce așteptări dubioase, mă revolt, știi? Băi, sunt alte lucruri în viață care pot fi mai nașpa ca asta. O boală. Să-l pierzi a, pe celălalt cu adevărat. Lipsa de afecțiune. Lipsa de apreciere, că am mai vorbit despre asta. Uh, multe. Uh, limbaj injurios, devalorizare, uh, control. Cred că astea sunt mai rele. O femeie decât în Colivie, o... care se trezește în Colivie, uh, suferă de. mult mai rău decât o femeie care a fost uh, înșelată la curbe. Păi, de asta zic că. Infidelitatea are multe fațete, dar cred că asta doare mai rău. Adică ce ai enumerat acum doare mult mai rău și... Și după părerea mea, infidelitatea din interiorul relației doare mai rău. Întotdeauna. De asta cred că trebuie să fii tot timpul prezent și să-ți dai seama ce îți tu de la viață și de la relație în primul rând. Da, nu? pentru asta trebuie să punem punct, uh, punct pe, pe, pauză pilotul automat și să luăm așa mână, dar nu prea ne iese de multe ori asta. Eu din cred, păcate. că, pentru cine Toată lumea vrea faude. iubire și intensitate și frumos și bla bla dar nu prea vrea să se și implice în asta, știi? Da, de asta sunt atât de multe persoane care pur și simplu zboară dintr-o relație înaltă atât de ușor și pentru că ei caută doar intensitate de moment și aia a fost mm. Andrei, îți mulțumim mult că ai fost astăzi alături de noi, cred că nu mai avem carduri să înregistrăm <laughs> Cu drag, dar nu știu cât am vorbit stai să mă uit uh, oh. <laughs> Are you? Două ore? Ești nebun? Mulțumim o, oră, o oră și ceva. Pentru că ai fost alături de noi, mulțumim pentru toate cele împărtășite. Chiar ești un guru în, rela guru în relație de cuplu, nu zic nu, eu, cred că zic și cei ce ne-au ascultat. Un om cu multe cunoștințe în spate. Dar mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm și data viitoare. Sper eu cu un subiect măcar la fel de incendiar.